Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la Dialogul Speranței. Ne bucură din nou ocazia aceasta de a fi împreună și avem certitudinea că bucuria aceasta este una reciprocă. În ocazia aceasta vă propunem o temă extrem de importantă. Vorbim despre închinarea pe care noi o aducem înaintea lui Dumnezeu și vrem să stabilim în ocazia aceasta care este rolul închinării în relația noastră cu Dumnezeu. Cât de important este să aduce o închinare autentică înaintea lui Dumnezeu și care este efectul acestei închinări în viața noastră spirituală. Pentru acest lucru am adus în fața dumneavoastră doi specialiști în teologie, pastori care îi învață pe oameni ce înseamnă închinarea din punctul de vedere al Sfintelor Scripturi. De aceea vreau să vă fac cunoscut pe domnul Viorel Dascălu, care îi spun bun venit. Mulțumesc pentru invitație, bun găsit. Alături de noi este și domnul Eugen Profir, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7. Bine ați revenit. Bine, ne-am revăzut. Și ne bucurăm să fim împreună. O să vă spun pe viitor de ce îi spun bun revenit, dar cred că și la domnul Dascălu e aceeași situație. Dumnealor au mai realizat emisiuni împreună cu domnul Emilian la Piatra Neamț, așa că suntem într-o formulă de rock nouă, într-o formulă destul de familială. Alături de noi este nelipsit Emilian Dospinescu, care îi spun bun venit. Bine te-am găsit. Emi, avem o temă extrem de importantă astăzi. Vreau să spui pentru telespectatorii noștri de ce este importantă închinarea în relația cu Dumnezeu și care este rolul acestei închinări în relația noastră cu Dumnezeu. Dacă mă gândesc la cuvântul închinare, îmi vine în minte plecăciune. De mic copil am citit literatură istorică și ori de câte ori venea un împărat într-o țară căreia era supusă, oamenii aceia prima dată îi făceau o plecăciune. Înseamnă că îl considerau puțin mai mare decât ei și se supuneau. E foarte important ca și noi să aducem plecăciunea înaintea lui Dumnezeu, să recunoaștem că El este mai mare decât noi, că este creatorul, susținătorul vieții, iar lucrul acesta aduce beneficii de ordin fizic sau spiritual în viața noastră. Întotdeauna ne face bine să înțelegem că cineva este mai presus de noi și ne conduce. De asemenea, aș vrea să spun despre închinare că e foarte importantă să recunoaștem închinarea adevărată față de cea falsă. Cu privire la acest subiect, vreau să întreb pe invitații noștri și aș vrea să întreb cine este destinatarul închinării. Cine este cel în fața căruia trebuie să închinăm? Cu siguranță am spus puțin, să dumneavoastră puteți dezvolta, domnule Viorel Dascălu și apoi domnul Eugen Profir. Aștept un răspuns din partea noastră. Ca să nu vorbesc de la mine pentru început, aș vrea să citesc un verset din Sfânta Scriptură, un verset deosebit de important, care spune în 1 Cronici, capitolul 16, versetul 29, dați Domnului slavă pentru numele Lui, aduceți daruri și veniți înaintea Lui, închinați-vă înaintea Domnului cu podoabe sfinte. Nu e singurul verset, sunt multe versete în Sfânta Scriptură care spun clar, și lucrul acesta este răspicat din punct de vedere al autorului Scripturii, Dumnezeu, închinați-vă mie. Să presupunem că nici cineva nu înțelege de ce, dar pur și simplu faptul că scrie în Biblie, în Sfânta Scriptură și telespectatorii sunt obișnuiți că de aici vine speranța în Dialogul Speranței, este poate suficient și lucrul acesta să știm. Dumnezeu cere închinare. Dacă este să înțelegem de ce sau nu, poate domnul Eugen Profir ne spune lucrul acesta, de ce Dumnezeu cere această închinare? Dacă citim în Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că eu cred din toată inima că autoritatea care ne direcționează și acest subiect chiar, și nu numai, este Sfânta Scriptură. Dacă citim în Psalmii, capitolul 95, aș vrea să citesc de la versetele 3 la 6, căci Domnul este un Dumnezeu mare, este unul din elemente pe care vreau să le subliniez prin textul acesta, este un împărat mai presus de toți dumnezeii. Și apare aici iarăși clar o ordonare a unui sistem, să zicem, universal, cosmic, da? El ține în mână adâncimile pământului și vârfurile munților sunt ale lui. Iar versetul 5, a lui este mare, el a făcut-o și mâinile lui au întocmit uscatul. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru. Și apare un răspuns la întrebarea pe care mi-a spus-o, și anume faptul că El este Marele Creator. Chiar dacă în Scriptură apar diferiți dumnezei, nu este decât un singur Dumnezeu. Dumnezeul Creator.
Și în momentul în care discutăm subiectul acesta al închinării, ne raportăm la acest Dumnezeu al Universului, dar care este și Creatorul nostru. Clar că nu pot decât să mă închin înaintea Lui și nu știu dacă ar fi vreun om care ar putea să aibă o altă direcție, doar dacă nu-L acceptă pe El ca Dumnezeu. Din ce înțeleg eu de la dumneavoastră, propuneți o închinare exclusivă către Dumnezeu, adică Dumnezeu să fie singurul care primește închinarea. Bun, domnul Dascălu, de ce doar Dumnezeu ar trebui să primească închinarea? Avem îngeri, avem părinți bisericești, avem sfinți, moaște și așa mai departe. De ce doar Dumnezeu? Este exclusivist Dumnezeu? Porunca a doua spune, eu sunt un Dumnezeu gelos. Și dacă vorbim despre Dumnezeu, trebuie să vorbim despre câteva atribute veșnice ale lui Dumnezeu. Dumnezeu este singurul atotputernic, Dumnezeu este singurul care este atotștiutor și vreau să mai citesc încă un verset care este excepțional din 1 Timotei, capitolul 6, 14-16, care spune așa: este singurul stăpânitor, apropo de introducere, împărații cereau închinare, oamenii să se plece în fața lor, deci versetul spune, singurul stăpânitor, împăratul împăraților, domnul domnilor sau Dumnezeu dumnezeilor, am găsit într-o traducere, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu te poți să te apropii și, foarte important, care are cinstea și puterea veșnică. Dar ceilalți nu au cinste, totuși sunt sfinții... Ei, aici e mare problemă, pentru că unul este cel care o are în sine și acesta este Dumnezeu, pe când ceilalți primesc cinste. Dumnezeu are slava, pe când ceilalți primesc slava. Dumnezeu are nemurire, pe când îngerii primesc nemurirea. Și oamenii care au slujit de-a lungul timpului pe Dumnezeu și au fost sfinți în atributele lor, de-a lungul timpului au scris în Sfânta Scriptură o lecție deosebită. Amintesc doar Sfântul Apostol Ioan, cunoscut de către mediul creștin foarte bine, care aflându-se pe insula Patmos, în momentul în care s-a văzut față în față cu cel mai important înger de la vremea aceea, Gabriel, spune, l-am văzut, îngerul mi-a vorbit, mi-a explicat profeția și pentru că mi s-a părut mie că e vrednic îngerul de închinare, la cât de frumos era și de luminos, am vrut să mă închin înaintea lui. Lucrul acesta este scris și în Apocalipsa 19:10 și în Apocalipsa 22:9. Și atenție ce îi spune îngerul, înger fără păcat, care primește de la Dumnezeu nemurirea. Nu are, dar primește. Spune așa, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi prorocii, deci din punct de vedere al misiunii, îngerii și oamenii sunt egali, ei sunt trimiși de Dumnezeu să facă ceva, și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Și atenție, închină-te lui Dumnezeu. Deci, îngerul îi poruncește lucrul acesta. Da. Ai voie să mi te închin mie, doar lui Dumnezeu. Apropo de rugăciunea pe care copiii o învață de mici, înger, îngerașul meu, conform Sfintei Scripturii, această rugăciune nu este corectă, pentru că îngerii nu primesc închinare. Ei nu o primesc, deci nu are destinatar rugăciunea aceea. Chiar dacă noi o formulăm, e frumoasă, e plăcută, dar îngerul spune... La mine nu are ce căuta închinarea, e greșit destinatar. Poate că amintim și aici, înger, îngerașul meu, roagă-te la Dumnezeu și îl ia pe înger ca un mijlocitor, da? Poate că merită să amintim și cine este mijlocitorul, da? Adică cine preia rugăciunea și revin la întrebarea aceasta. Domnul Profir, pe ceea ce spunea domnul Dascălu că are slavă, are cinste, spune la un moment dat 8:4 psalm, Doamne, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu, l-ai încununat cu slavă și cinste pe om. Este suficient să ai slavă și cinste primite din partea lui Dumnezeu ca să primești închinare? Este interesant că Dumnezeu ne dă o anumită poziție în raportul nostru între unii și alții și în raportul nostru cu Dumnezeu, dar când spune te-am cununat cu slavă și cinste, nu vizează în primul rând acea autoritate pe care o merită doar Dumnezeu. Aș vrea să citesc din Coloseni, capitolul 2, versetul 18, ce scria apostolul Pavel. Nimeni să nu vă răpească premiile alergării, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri. Interesant. Apostolul Pavel, care este unul din ucenicii Domnului Hristos și care
trebuie să recunoaștem în lumea noastră creștină, este tendința aceasta de a-i aduce slavă, onoare, dacă se poate chiar și închinare, eu știu, vorbesc în lumea creștină. Este cel mai prolific scriitor al Noului Testament. Trebuie să recunoaștem. Și Apostolul Pavel vorbește despre lucrul acesta și spune mai departe, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă prin gândurile firii lui pământești. Dacă sunt anumite lucruri care ne determină să ne închinăm la îngeri sau la oameni, ca mijlocitori, ca cei care poartă relația dintre noi și Dumnezeu, Biblia interzice lucrul acesta. Aș vrea, dacă îmi permiteți, să aduc un episod chiar din viața Apostolului Pavel. Găsim episodul acesta în Cartea Faptele Apostolului la capitolul 14, după ce Apostolul Pavel, împreună cu colaboratorul său, realizează prin harul lui Dumnezeu, prin intervenția lui Dumnezeu, vindecarea unui olog din naștere. Se întâmpla lucrul acesta într-o anumită zonă numită Listra și la un moment dat, când s-a întâmplat minunea aceasta, oamenii când au văzut o vindecare de genul acesta, adică un om olog din naștere vindecat, vreau să citesc din Fapte la capitolul 14, de la versetele 13 la 15. Zeii s-au coborât la noi în chip omenesc, spuneau ei. Deci, deodată, oamenii aceștia au pozat în fața celorlalți ca fiind niște zeități, da? Preotul lui Jupiter, al cărui templu era la intrarea cetății, au adus tauri și cununi înaintea porților și voia să le aducă jertfă împreună cu noradele, adică închinare într-un anumit sens al cuvântului. Versetul 14, și aici este extraordinar de important. Apostolii Pavel și Barnaba, când au auzit lucrul acesta și au rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului și au strigat: oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? E o întrebare pe care ne-o pune Dumnezeu în cadrul emisiunii noastre. Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Noi vă aducem o veste bună. Adică suntem oameni normali care trăim între voi, de ce ne aduceți închinare? Iată că Apostolul Pavel nu permite să-i se aducă închinare. Întrebarea este bună. De ce faceți? Pentru că astăzi Pavel ar întreba același lucru pe oamenii contemporani nouă, da? De ce faceți? Pentru că se întâmplă astfel de lucruri, oamenii aduc închinare altor oameni. De ce? Pentru că oamenii așa au fost educați, oamenii așa au fost învățați într-un mod greșit, au schimbat direcția, au schimbat destinația închinării pe care ei o aduc. Aș mai continua. Ca să leg acum Petru și Pavel, că nu de mult a fost și sărbătoarea în sensul acesta. Petru se duce în casa lui Corneliu, Dumnezeu îl trimite ca să transmită Evanghelia și celor de o altă naționalitate cu ei și în momentul în care a ajuns în casa lui Corneliu, spune cuvântul lui Dumnezeu că acesta s-a aruncat înaintea lui și a aruncat la picioarele lui și i s-a închinat. Reacția lui Petru: scoală-te și eu sunt om. Citesc din Fapte capitolul 10 de la versetul 25-26. Scoală-te și eu sunt om. Deci, oamenii nu trebuie să primească închinare. Și dacă Petru în timpul vieții n-a acceptat închinare cu atât mai mult acum când este mort și așa cum am învățat în alte emisiuni, morții nu știu nimic, se află în locuința morminte, în locuința care se numește mormânt sau locuința morților. Ați amintit, domnule Viorel Dascălu, despre porunca a doua, a spus despre Dumnezeu ca fiind gelos. Eu vreau să fac referire, pentru că este contextul emisiunii noastre, spune să nu-ți faci chip cioplit, versetul 4, Exodul capitolul 20, versetul 4, chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cer, jos pe pământ sau în locurile mai jos decât pământul. Pentru telespectatori, să explicăm puțin lucrul acesta, interdicția lui Dumnezeu se referă la chip cioplit și la înfățișare. La ce anume se referă, domnule Viorel Dascălu, și apoi dacă puteți să pregătiți un răspuns și noastră, domnule Profile Eugen. Cu ceva timp în urmă am citit un articol care mi-a plăcut foarte mult, bazat pe Sfânta Scriptură, care avea drept introducere versetul din Deuteronom 4:23-24. Vegheați asupra voastră ca să nu dați uitării legământul pe care l-a încheiat cu voi Domnul. Foarte frumos. Să nu faceți vreun chip cioplit, nici vreo înfățișare oarecare pe care ți-a oprit-o Domnul, Dumnezeul tău, să o faci. Căci Domnul Dumnezeu este un foc mistuitor, un Dumnezeu gelos. Ce înseamnă chip cioplit? Și aici am găsit două explicații foarte frumoase. Una, oricât de mult ai vrea să-L reprezinți pe Dumnezeu sau ceva sfânt, în momentul în care tu te apuci să reprezinți acel lucru sfânt, tu cioplești, pentru că nu reușești să faci ceva la adevărata valoare. Și
foarte interesant este că în capitolul 20 din Exod, ultimele versete, spune: dacă vei face vreun altar vreodată, să nu cumva să pui dalta în piatră, pentru că în momentul în care începi să dăltuiești piatra, ai stricat-o. E un simbol foarte interesant. Oricât de mult s-ar chinui artistul, pictorul, cel care face din lemn, din piatră, din orice alt material sau pictează un chip al lui Dumnezeu sau a unui sfânt, nu reușește să-l facă așa cum a fost. Deci ăsta este primul aspect. Nu ciopli, nu strica, nu denatura, pentru că oricât de mult te-ai chinui, nu reușești să faci cum e original. Și al doilea aspect privește chiar latura fizică. Oamenii construiesc din lucruri, din materii prime, și chiar asta spune și Sfânta Scriptură de mai multe ori, iau lemn, iau piatră, iau diverse alte obiecte sau metale, le toarnă în diverse forme și le folosesc ca intermediar a închinării. Ori lucrul acesta este interzis de Dumnezeu. Apropo, pentru că veni vorba de porunca a doua și fac această legătură între porunca a doua și ceea ce spun mulți: eu nu mă închin la icoană, mă închin înaintea ei. Ei, culmea, porunca a doua spune să nu te închini înaintea ei și să nu-i slujești acelei icoane. Adică oamenii spun: eu nu mă închin la ceea ce reprezintă aceea, mă închin la Dumnezeu, dar da. E un intermediar. Și Biblia spune foarte clar, nici măcar înaintea ei n-ai voie. Nici măcar înaintea ei. Asta e un lucru foarte important. E ca și cum eu aș avea o poză cu cineva drag și neglijez persoana dragă punând accent pe poza respectivă. Vorbim acum despre înfățișare. A rămas cea de-a doua parte. Ce înseamnă înfățișare conform cu Biblia, domnule Eugen Profir? Aș vrea să citesc, mie îmi place să aduc și un argument biblic și mă asociez în totalitate cu ce a spus colegul meu. Un text biblic care concretizează în mod efectiv lucrul acesta. În Cartea Faptele Apostolului, la capitolul 17, iarăși apare Apostolul Pavel într-o discuție pe care o are cu contemporanii săi. El a făcut, adică Dumnezeu, ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Mulțumim lui Dumnezeu și la Iași, inclusiv, da? Le-a așezat anumite vremuri, le-a pus anumite hotare locuinței lor ca să caute pe Dumnezeu. Și întrebarea este unde să-l caut? Că trebuie să recunoaștem, este o frământare a omului să-l caute, să-l vadă, îl dorește pe Dumnezeu. Și să se silească să-l găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. Interesant, cred că este și aici. Chiar dacă noi nu-l vedem. Căci în el avem viața și mișcarea, ființa, după cum a zis unul din poeții voștri, suntem din neamul lui. Iar versetul 29, fapte 17, astfel fiindcă suntem din neam de Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului, a argintului, a pietrei cioplite, cu meșteșugirea și iscusința omului. Mi-aduc aminte, citeam în Catechismul Ortodox de Mihălcescu, de exemplu, explicația cu privire la porunca întâia, care spune să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Și explicația mi-a plăcut extraordinar de mult. Să nu te închini la nimeni și la nimic altceva decât doar lui Dumnezeu. Foarte frumos. Vine porunca a doua, să nu-ți faci chip cioplici. A zis, acum să văd ce va spune aici. Și după ce prezintă foarte frumos porunca a doua, apare o afirmație sau o întrebare. Oare cinstirea icoanelor nu este oprită de această poruncă? Și răspunsul simplu este nu, pentru că noi nu ne închinăm lemnului sau vopselii, ci sfinților pe care îi reprezintă. Și deodată am spus, stai puțin, dar mai sus ai spus doar lui Dumnezeu. Apare această contradicție și se pare că este o problemă de mesaj, de semnal pe care îl transmite. Biblia spune clar să te închini doar lui Dumnezeu, nu la lucruri făcute de mână omenească, cum este șugirea și iscusința lor. Domnilor, am o întrebare mai practică pentru dumneavoastră, pentru că suntem la o emisiune educativă și telespectatorii noștri trebuie să știe concret ce se întâmplă în direcția aceasta. V-ați amintit despre icoane. Cine face icoanele? Cine le sfințește? Ce anume din ceea ce conține o icoană merită să se aducă închinare? Domnul Dascălu. Mă întorc la Scriptură, pentru că n-am cum altfel. Dacă aș spune de la mine, poate că n-ar avea autoritate ceea ce spun eu. În Isaia, capitolul 44, de la versetul 9, citez foarte frumos. Cei ce fac idoli
cei ce construiesc, cei ce produc adică idoli. Un idol este tot una cu o icoană. Imediat. Asta, o să vedem despre ce vorbim. Cei ce fac idoli, toți sunt deșertăciune și cele mai frumoase lucrări ale lor nu slujesc la nimic. Ele însă le mărturisesc lucrul acesta. N-au nici vedere, nici pricepere, tocmai ca să rămână de rușine. Și versetul 10 spune de ce se fac aceste lucruri. Cine este acela care să fi făcut un Dumnezeu sau să fi turnat un idol și să nu fi tras niciun folos din el? Apoi, dacă telespectatorii vor să citească întreg capitolul, ar fi foarte frumos. Dar ajungem la... Da, mai amintiți odată de unde ați citit? Isaia, capitolul 44. E ușor de ținut minte. Isaia 44, deci 2 de 4, de la versetul 9. Vreau acum să citesc versetele 18 și 19, care spun așa. Ei nu pricep și nu înțeleg că li s-au lipit ochii ca să nu vadă și inima ca să nu înțeleagă. Niciunul nu intră în sine însuși și n-are nici minte, nici pricepere să-și zică. Am ars o parte din lemn în foc, am copt pâine pe cărbuni, am fiert carne și am mâncat-o și să fac din cealaltă parte o scârbă, să mă închin înaintea unei bucăți de lemn. Foarte interesantă întrebarea asta pe care o pune profetul Domnului. Să mă închin înaintea unei bucăți de lemn, nu unei bucăți de lemn, înaintea ei. De ce? Pentru că am spus puțin mai înainte, dacă acea icoană sau acel idol îl reprezintă într-un fel pe Dumnezeu, aceasta micșorează extrem, extrem, extrem de mult imaginea corectă a lui Dumnezeu. Fac încă o mică paranteză. Cele mai multe dintre icoanele de astăzi înfățișează pe mama Domnului Hristos, pe Maica Domnului, cu pruncul în brațe. Ori acest lucru nu mai este o realitate de 2000 de ani. Domnul Hristos este mare și este Dumnezeu în cer. El nu mai e în brațe, el nu mai are nevoie de a fi ținut. El ține. Și am citit un articol scris de unul dintre cei mai renumiți psihologi din România, care a spus, eu sunt ortodox, eu cred ca toată lumea, dar am o mică problemă. Faptul că permanent mi se arată o imagine a lui Iisus mică, mă face să cred că Iisus e mic în continuare. Adică, psihologic, mi se induce sentimentul acesta că nu poate să mă ajute el. Eventual, poate să mă ajute mama Domnului, că e mai mare. Și aici e o problemă foarte serioasă. Pentru că noi, prin aceste simboluri, inducem în mintea oamenilor ceea ce vrem. Sau cei care produc astfel de lucruri, induc ceea ce vor în mintea oamenilor. Și efectul se regăsește în închinarea practică. Sigur. Pentru că foarte mulți oameni chiar se închină Maicii Domnului, da, pentru a primi ajutor, tocmai în ideea că este mama Domnului și ar putea să ofere ajutorul de care noi avem nevoie. Da, e o realitate, mai puțin se închină lui Iisus. Asta creează impact. Da? Domnul Florin, dacă îmi permiteți, vreau să adresez o întrebare domnului Virel Dascălu. Din versetele care le-ați citit la început, probabil că la versetul 9 în continuare, spuneați ceva de genul acesta. Cei ce fac astfel de lucruri nu se poate să n-aibă vreun folos. Mă leg de această afirmație biblică, dacă o puteți explica. Cum adică cine face idoli întotdeauna au în minte, doamne, trebuie să-mi iasă ceva din chestia asta? Adică să nu fie gândirea pur la închinare și spiritualitate? Situația concretă pe care o cunoaștem în zilele noastre cu Arsenie Boca, părintele Arsenie Boca. Știți, disputa la nivel internațional, pentru că există drept de autor recunoscut la nivel internațional de către o persoană care nu are nicio legătură cu domeniul acesta. Și întrebată fiind până la una alta pentru ce a făcut treaba asta, simplu. Pentru ca nimeni altcineva să nu producă tablouri, chipuri, icoane cu părintele Arsenie Boca. Și Biserica Ortodoxă la momentul acesta știți că a reacționat. De ce? Am o simplă întrebare, pentru că veni vorba de aspectul acesta. Faptul că un tablou are o siglă, o ștampilă a unei biserici, o face mai sfânt, îl face mai sfânt pe acel tablou sau pe acel obiect, eu cred că nu are nicio legătură una cu alta. Până acolo încât au ajuns lucrurile la chestiunea cutremurătoare. Dacă nu cumperi o lumânare care să aibă ștanțată o anumită siglă, lumânarea cealaltă nu-i valabilă. Unde scrie Biblia așa ceva? Prin afirmațiile noastre, dar... Nu, dar sunt foarte realist. De aceea spune Scriptura cu 2000 și ceva, cu 3000 de ani în urmă, pe vremea lui Isaia, cine este acela care să nu fi făcut un Dumnezeu ca să câștige ceva din el? Foarte interesant. Aduceți-vă aminte de cearta de pe vremea lui Iacov,
cu Laban, socrul său, care a venit foarte supărat și a spus: bine, ai plecat, mi-ai luat fetele, mi-ai luat avuția, dar sunt teribil de supărat că mi-ai furat Dumnezeii, niște obiecte, niște statuete. Care erau destul de valoroase. Dar erau folosite în închinare și erau scumpe. Da, poate că erau și din aur, din argint, mai știu eu ce, da, și reprezentau o valoare. Bă, e dureros ceea ce spuneți dumneavoastră, că din obiectele de închinare, da, practic sunt folosite pentru a aduce un anumit venit. Poate că ar merita o singură emisiune să discutăm despre lucrul acesta, pentru că aici ține de autoritatea pe care o au liderii religioși și responsabilitatea pe care o au înaintea lui Dumnezeu în a duce pe oameni într-o altă direcție, total alta decât în direcția spre Dumnezeu. Domnul Profir, ce anume din obiectele acestea construite? Am zis că e o bucată de lemn, dintr-o parte tai copacul, dintr-o parte faci o icoană, un idol, iar din cealaltă parte faci mâncare, da, pui pe foc și așa mai departe, sau îți faci altceva. Ce anume din obiectul acesta are valoare în el însuși de a-i aduce închinare? Sau cine îi dă valoare acelui obiect ca să te poți închina înaintea lui și să ai sentimentul acela de satisfacție că te-ai închinat unui Dumnezeu care poate să și răspundă la... Adică nu e doar o practică, da? E și o nevoie care trebuie să fie împlinită. Tu te rogi acolo și aștepți un răspuns. Aș lega întrebarea aceasta de întrebarea anterioară, dacă lucrurile făcute de mână omenească pot fi sfințite, puse deoparte și să devină obiect de închinare. A sfinți, a pune deoparte, este o acțiune directă a lui Dumnezeu. Acum întrebarea mea este, ar putea Dumnezeu să sfințească, pentru că de fapt e acțiunea lui Dumnezeu de sfințire, El ne sfințește pe noi, ne-o pune deoparte, El sfințește anumite lucruri, El sfințește anumite planuri pe care le are, deci El este Cel care își pune verdictul Său în anumite aspecte. Întrebarea mea este, ar putea Dumnezeu să sfințească? Haideți să ne legăm acum mai concret, de o icoană sau un lucru făcut, că e statuietă, că e icoană sau altceva. Ar putea Dumnezeu să o sfințească în timp ce El, din perspectiva biblică, spune să nu faci? Pun întrebarea aceasta pentru că Apostolul Pavel, iar mă întorc la Apostolul Pavel, că n-am unde să mă întorc și vorbim acum de zona noastră creștină. Apostolul Pavel în Romani, la capitolul 1, versetul 25, spune așa: au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu, și mi se pare aici un avertisment foarte puternic. Au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu, au slujit și s-au închinat făpturii, adică făcăturii, ca să traduc puțin în contextul discuției noastre, în locul făcătorului, care este binecuvântat în veci. Adică să ajungi să te închini la lucrurile făcute în locul făcătorului, adică a creatorului, cu referință la creator. Și acum îmi îngăduiți, aș vrea să citesc paralel cu textul citit de colegul meu din Isaia, Ieremia 10, și pentru telespectatori este bine să notăm, Ieremia 10 cu 1 la 8, nu citesc tot, dar interesant, taie un lemn din pădure, mâna meșterului lucrează cu securea, îl împodobește cu argint și aur, îl țintuiește cu cuie și ciocane ca să nu se clatine. Un Dumnezeu care se clatină? Cum să se clatine Dumnezeu? Da. Păi trebuie să-L țintuiesc pe Dumnezeu. Deja este un nonsens, deja sună urât. Deja vorbim despre, nu despre un Dumnezeu, despre altceva vorbim, nu? Dumnezeii aceștia sunt ca, e o declarație foarte puternică a cărții Ieremia, a profetului Ieremia din partea lui Dumnezeu, Dumnezeii aceștia sunt ca o sperietoare de păsări într-un ogor cu castraveți. Na, mi se pare așa de dură afirmația. Nu vorbesc, sunt duși de alții pentru că nu pot să meargă. Ce fel de Dumnezeu este asta? Și să mă mai închin și mai vreau și mântuire. Când îi spunem că e Dumnezeu, aici sunt deja alte implicații. Vorbim de o trecere la politeism. Da? Creștinismul este o credință monoteistă. În ideea că o icoană este un Dumnezeu, așa cum ați citit dumneavoastră. Da. În ce fel ne poate duce la gândul, sau alte religii pot spune, uite, și voi sunteți la fel de politeici ca și noi, da? Adică și voi aveți o închinare la mai mulți Dumnezei, ar putea să ne întrebe care este panteonul creștinilor. Îmi îngăduiți, eram în penitenciarul din Vaslui, unde acum lucrează colegul meu ca activitate pentru educare și reeducare, și la un moment dat am văzut un tânăr care lucra o icoană.
Și eram deja prieteni, eram perioadă lungă din când ne întâlneam și l-am întrebat ce faci. Zice, ce fac o icoană? Era deținut. Și zic, bun, și asta pentru ce slujește? Zice, nu știu pentru ce slujește, dar pentru mine slujește, că mai adaug acolo zile, mai nu știu ce, dacă o fac. Bun, și ce se întâmplă cu ea? Păi zice, o dau la părintele și părintele o sfințește. Și părintele după aceea o dă mai departe să fie un obiect de închinare. Și am spus, tu ai citit porunca a doua? Zice, am mai auzit pe aici la întâlnirile voastre, zice, hai vrei să o citim amândoi? Și deodată așa s-a cutremurat și a spus, cred că nu mă mai fac icoane de acum încolo. E o frământare în problema aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu este clar, poruncile lui Dumnezeu sunt foarte clare. Și cu toate acestea s-a întâmplat de cursul istoric ca biserica sa, poporul său, să încalce aceste cuvinte ale lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat? Care a fost consecința și cum a reacționat Dumnezeu în momentul în care poporul lui Dumnezeu s-a închinat făcăturii în locul făcătorului? Dacă puteți să ne spuneți ce s-a întâmplat, care a fost reacția lui Dumnezeu? Domnule Viorel, dau un exemplu din Sfânta Scriptură, din Psalmul 106, care reamintește istoria de la Sinai. Spune așa cuvântul lui Dumnezeu, Psalmul 106, 19-22. Au făcut un vițel în Horeb, s-au închinat înaintea unui chip turnat și, atenție, au schimbat slava lui Dumnezeu pe chipul unui bou care mănâncă iarbă. Au uitat pe Dumnezeu Mântuitorul lor, care făcuse lucruri mari în Egipt, minuni în țara lui Ham, semne minunate la Marea Roșie. Cum a reacționat Dumnezeu când poporul a început să se închine la altceva decât lui? Dumnezeu i-a nimicit, efectiv. La sensul propriu. A fost o plagă teribilă și mii de oameni din Israel care au jucat înaintea vițelului și care s-au închinat, spunând, acesta este Dumnezeu care ne-a scos din Egipt, au fost omorâți. De-a lungul timpului, Dumnezeu spune și prin Isaia și prin alți profeți biblici că toți cei care se închină pe dealuri, pe munți, se sfințesc, mănâncă alimente jertfite idolilor, toți aceștia vor pieri. De ce? Revenim la porunca a doua, pentru că Dumnezeu spune, eu sunt un Dumnezeu gelos și e corect. Dau un exemplu palid, dar foarte potrivit pentru situația aceasta. Cum e să spui altcuiva mamă decât ființei dragi care a avut grijă de tine? Nu vorbesc de situații de abandon sau ceva de genul acesta, ci vorbesc de situații normale în care o mamă te-a alăptat, te-a spălat, te-a îngrijit, te-a educat, ți-a plătit tot ceea ce era nevoie pentru ca să ajungi un om mare și tu la un moment dat să îi spui mamei tale, care n-a fost mamă denaturată, să îi spui altfel, iar unei ființe care n-a avut deloc grijă de tine, poate nu te-a văzut în viață, să îi spui la un moment dat, tu ești mama mea, te iubesc, mulțumesc pentru ce ai făcut. Ei, lucrul ăsta îl simte Dumnezeu. În loc să te închini lui, te închini altcuiva sau, pentru că veni vorba de sfinț, sau mama Domnului. E un aspect foarte important. Însăși, mama Domnului Hristos, în Ioan capitolul 2, spune clar, să faceți tot ce vă va zice El. Iar în Faptele Apostolilor, capitolul 1, în camera de sus, în ziua cincizecimii, sărbătoare care este recunoscută și în mediul creștin de astăzi, găsim o situație foarte clară în care spune că toți ucenicii, 120 de oameni, erau prezenți acolo, împreună cu femeile și cu mama Domnului Hristos, se rugau lui Dumnezeu. Nu spune versetul deloc că se închinau mamei Domnului Hristos. Și lucrul acesta este foarte clar. Doar un lucru vreau să mai subliniez. Pentru că se spune, și am întâlnit fel și fel de argumente, că de pe vremea ucenicilor ar fi apărut închinarea la diverse picturi, obiecte și așa mai departe. Manualul de istorie bisericească universală al Bisericii Ortodoxe, îl găsește oricine în librării, spune așa, abia în secolul al VII-lea, biserica a început să aducă icoane portative care puteau fi mutate și praznicarele care erau oferite credincioșilor spre sărutare. Și acum citez în continuare. La bază se stătea concepția că unele icoane sfinte sunt făcătoare de minuni prin puterea sfântului pe care îl reprezentau. E foarte interesantă ideea asta. Deci stătea o concepție, nu un text biblic, nu o realitate. Mai departe. Argumentul sinodal a fost găsit în dispoziția sinodului
Quinii Sext din 692 în canonul 82, care întemeia, atenție, întemeia de abia atunci, în 692, cinstirea icoanei Mântuitorului pe dogma întrupării sale. La început, singurele icoane îl reprezentau pe însuși Mântuitorul, în anul aproape 700. După aceea au început să apară și alte lucruri. Și din ce în ce apar tot mai multe. Aceeași întrebare, doar dacă puteți aminti, în ce mod a reacționat Dumnezeu atunci când poporul lui Dumnezeu, oamenii săi, s-au îndepărtat din chinarea adevărată? Aș putea să aduc foarte multe argumente din Sfânta Scriptură. În cartea profetului Iona, la capitolul 2, versetul 8, spune: cei ce se lipesc de idol deșert îndepărtează îndurarea de la ei. Este o primă consecință. Adică în momentul în care te închin la altcineva, nu mai parte de harul lui Dumnezeu, de îndurarea lui Dumnezeu. Ieremia, capitolul 8, versetul 19. Pentru ce m-au mâniat ei cu chipurile lor cioplite și cu idolii străini? Apare și mânia lui Dumnezeu. Și când vorbim de mânie, vă rog, asociați. Cartea Apocalipsei este plină de acest cuvânt, urgiile mânie, mânia care se manifestă în urgiile lui Dumnezeu. Și mai aș aduce încă un text, Efeseni din Noul Testament, Efeseni capitolul 5, versetul 5 și 6, unde spune, și vă rog fiți foarte atenți că prinde un spectru destul de larg, printre care și subiectul nostru, că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idol, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. O consecință a închinării acestea duce la pierderea mântuirii. Aș putea să aduc o sumedenie întreagă de texte. Ultimul pe care l-aș aduce, Apocalipsa, capitolul 21, versetul 8, iarăși atinge un spectru larg. Cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, desfrânați, ca să nu folosesc cuvântul acesta pe zona media, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoși, și partea lor este niazul de foc care arde cu pucioasă, adică moartea a doua. Consecințe? Consecințe și aici, pe pământul acesta și în finalul istoriei pământului acesta. Deci Dumnezeu este cât se poate de categoric. Clar. Orice închinător la idol nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Da? Păi imaginați-vă că în condițiile acestea, de ce mai mergi la biserică sau te duci la biserică să-ți pierzi mântuirea? Ideea este că mergi la biserică să-L poți cunoaște pe Dumnezeu și să capeți mântuire. Dar dacă te duci la biserică pentru ca să-ți pierzi mântuirea, da, prin închinare la idoli, atunci lucrurile este foarte grav. Cum s-a ajuns aici? Simt nevoia totuși să fac o precizare. Eu nu vreau acum să vorbesc împotriva oamenilor care chiar se închină din cugetul lor, și pentru că așa au fost învățați și educați. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. De neștiință și oamenii, sigur, se închină lui Dumnezeu așa cum au fost educați. Rugămintea sau mesajul pe care îl putem transmite de aici: oameni buni, haideți să citim ce spune Scriptura, ca să ne închinăm corect, așa cum spune Dumnezeu, ca să putem beneficia de binecuvântarea sa deplină. Eu apreciez foarte mult, întâlnesc oameni care se închină în felul lor, dar care îl iubesc pe Dumnezeu. Acestora le transmit: citiți Scripturile. Este foarte important. Este un fenomen destul de amplu. Cum s-a ajuns la situația aceasta? Pentru că imaginez că nu odată peste noapte, așa, da, în 692, un sinod parafează și de aici mai departe ne închinăm la icoane. Cum s-a ajuns la o astfel de practică atât de împânzită și oamenii nu să o cerceteze, să-și pună semne de întrebare, să considere că e chiar de la Dumnezeu și într-un mod onest, sincer, să aducă o închinare de la care așteaptă și rezultate mântuitoare? Am întâlnit în Sfânta Scriptură mai multe ocazii în care Domnul Hristos spune: ați desființat porunca lui Dumnezeu. De exemplu, Marcu capitolul 2. Ați desființat porunca lui Dumnezeu și ați pus în loc datinile oamenilor. În dicționarul de teologie ortodoxă, iarăși există în librăriile ortodoxe, la Constantin cel Mare apare ultimul paragraf, o chestiune care este demnă de remarcat. Pe vremea lui Constantin cel Mare, în biserică au intrat multe obiceiuri păgâne. Și acum ajungem la ceea ce spunea domnul Emilian ceva mai înainte. Închinarea politeistă din mediul păgân a făcut ca și în creștinism să apară închinare auxiliară alături de închinarea lui Dumnezeu.
Și se spune, se argumentează ideea că cei despre care noi credem că ar merita venerați, adorați, ar fi oarecum niște intermediari. Și aici apare problema. De-a lungul timpului, biserica, pentru anumite interese, a spus, știți, ca să vă fie mai ușor, la Dumnezeu să ajunge greu, Dumnezeu e rău, e gelos, e chiar, de-a lungul timpului, mai ales în evul întunecat, oamenii erau învățați că Dumnezeu este intangibil. Nu poți să te rogi la Dumnezeu. Tu ești atât de păcătos încât n-ai nicio șansă să te primească Dumnezeu. Și atunci a apărut cultul sfinților, cultul icoanelor. Dacă ar fi timp mult, aș citi din manual, dar n-avem timp. Știu, ne apropiem de încheiere, știu, cât mai e. Tocmai. De aceea subliniez faptul că obiceiurile acestea au apărut treptat și au adus beneficii de-a lungul timpului. Și atunci biserica le-a încurajat. Culmea este că... Beneficii pecuniare, nu spirituale. Bineînțeles. De-a lungul timpului, biserica a revenit asupra unor astfel de situații și de dogme și a spus, aici o greșeală. Și știți ce s-a întâmplat? A venit poporul și a spus, nu, acum nu mai scoateți înapoi ceea ce ați băgat. Mergem înainte așa. Și am întâlnit un preot din Biserica Ortodoxă care, la o mormântare, am fost martor la situația aceasta, era un preot tânăr, abia ieșit de pe băncile școlii și a spus, oameni buni, nu mai exagerați cu diverse obiceiuri, că nu scrie nicăieri în Biblie. Părinte, dacă faci ce spunem noi, rămâi la noi mult și bine. Dacă nu, ai încurcat-o. Ei, chestiunea asta m-a uimit. Și apreciez faptul, chiar am urmărit emisiuni în care profesori ai Bisericii Ortodoxe au spus, uitați-vă, aici există o exagerare. Chiar și în această literatură deosebit de valoroasă, scrie credincioșii au exagerat. Unde se ajunge? Aici, cu toată stima pentru Biserica Ortodoxă, nu face obiectul discuției noastre, apreciem ceea sigur, ce face Biserica, doar că la nivel de educație trebuie să informăm pe aici oameni să ceea informăm. Ce spune Sfânta Scriptură. Da? Nu e un afront pe care îl aducem unei biserici. Doar Sfânta Scriptură trebuie citită, studiată. Nu tocmai de aceea am citit de aici. Deci eu am apreciat. Uitați-vă, spune, cauza luptei contra icoanelor a fost o dezvoltare luată de cultul lor în care creștinii au ajuns de multe ori la exagerări. Scrie aici, negru pe alt. Acum, colegul meu vorbea de momentul Constantin cel Mare, care cumva a făcut o mutație în sistemul creștin. Dar tendința aceasta spre idolatrie e mult mai veche. Gândiți-vă, muntele Sinai, Moise este pe munte ca să primească cele 10 porunci, unde porunca a doua spune să nu-ți faci și să nu te închini. Da? Înaintea unui lucru făcut de mână omenească, da? Deci clar lucrul acesta, jos ce făcea poporul? Se închina la vițelul pe care tocmai îl făcuse, vițelul de aur. Tendința aceasta a sistemului păgân de închinare ajunsese chiar și în poporul Israel. Mai mult, dacă citim în Ezechiel capitolul 8, vreau doar puțin și o remarcă ca să puteți înțelege că încă de pe cu 506 de ani înainte de Hristos tendința aceasta exista. În capitolul 8, versetul 9 spune așa: intră și vezi urăciunile cele rele pe care le săvârșesc ei acolo. Urăciuni. Deci nu este ceva care apreciază Dumnezeu, dimpotrivă. Am intrat, m-am uitat și iată că erau tot felul de chipuri târătoare, dobitoace, urâcioase, toți idolii casei lui Israel, zugrăviți pe perete de jur împrejur. Seamănă puțin cu ce se întâmplă, da? Idolii zugrăviți pe pereți. Înaintea acestor idoli stăteau 70 de oameni din bătrânii casei lui Israel, în mijlocul cărora era Iazania, fiul lui Șafan. Fiecare din ei aveau câte o cădelniță în mână și înălțau un nor gros de tămâie. Urâciune, clar. Fiul omului, vezi ce fac în întuneric bătrânii casei lui Israel și știți ce spune? Nu ne vede Domnul. Păi nu ne vede, n-are cum. Nu ne vede în ce sens? Adică facem în afara. Închinarea aceasta. Nu e de acord Dumnezeu, dar noi o facem. Sistemul acesta nu face bine. Deci e un element care pătrunde din păgânism. Întâi în poporul Israel încearcă să modifice conceptul închinării, după aceea creștinismul care se emană din linia poporului Israel, pe care o întemeiază Domnul Hristos, și încet, încet cultul icoanelor, a imaginilor, a chipurilor cioplite, au pătruns și în biserica creștină. În momentul acesta mai avem 5 minute de emisiune și vă rog frumos să pregătiți un răspuns, concluzie, un îndemn pentru telespectatorii noștri. Mă interesează să discutăm acum pe final ultima întrebare. Ce efect are la nivel personal?
relația noastră interumană sau în relația noastră cu Dumnezeu, închinarea la idol. Închinarea la neautentic și neînchinarea la Dumnezeu. Domnule Viron Dascălu. Apreciez și eu oamenii care se închină și, cum a spus colegul Eugen, sunt absolut de acord. Ce nu știe omul, Dumnezeu nu judecă. Dar suntem aici pentru a educa. Vreau să citesc un verset care nu privește aspectul negativ al întrebării, ci aspectul pozitiv, latura cealaltă. Și îmi place foarte mult 1 Ioan 2:1. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. De standardul e, ai grijă, nu calci alături. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor sau un avocat, paraclet, adică apărător, ajutor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Dacă eu vreau să fiu mântuit, trebuie să apelez la singurul care poate să-mi aducă mântuirea. Dacă eu apelez la o persoană greșită, nu primesc lucrul respectiv. Și aici amintesc ceea ce se întâmplă în Matei, capitolul 7, când însuși Mântuitorul spune așa: vor veni mulți în ziua aceea și vor zice, Doamne, am prorocit în numele Tău. Și Domnul va spune, n-ați prorocit? Nu, zice, o să fii prorocit, dar nu vă cunosc. Alții vor spune, Doamne, am scos demoni în numele Tău. Și Mântuitorul le va spune, nu e adevărat că a scos demoni, nu. Ci le va spune, nu vă cunosc. Deci tot ceea ce ați făcut voi, pentru că nu e cum spun eu, nu e după rețeta mea, nu recunosc ca lucrurile acestea fiind făcute pentru mântuirea voastră. Și mulți se vor pierde în ziua aceea, apropo de textul biblic care spune multe căi pot părea omului bune, dar la urmă se văd că duc la moarte, mulți vor constata că au făcut lucruri care nu sunt după manualul creștinismului care este Sfânta Scriptură. Mulțumesc foarte mult, poftiți! Aș lega cuvintele colegului meu Iorel cu un alt text foarte frumos din Fapte la capitolul 4, versetul 12. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. Și îmi place acest imperativ, trebuie. Aș vrea să mut momentul acesta într-un loc extraordinar. În Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7, este redat un moment al întâlnirii mântuiților cu Dumnezeu. După încheierea istoriei păcatului, după ce omul este adus în prezența lui Dumnezeu, vor fi răpiți la Dumnezeu, cum spune Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni, la capitolul 4. Dar vreau să citesc de aici ce spuneau acești oameni, și nu numai, că erau acolo toate ființele create, nici nu știm noi despre toți. Ei strigau cu glas tare: mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și al Mielului. Are vreo legătură cu închinarea? Cu siguranță. Trebuie să recunoști suveranitatea lui Dumnezeu. Nu poți minimaliza într-un chip, într-o imagine. Trebuie să recunoști suveranitatea sa. Toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie. Toți bătrânii împrejurul celor patru făpturi vii. Și atenție, s-au aruncat cu fețele la pământ. Are vreo legătură cu închinarea? S-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat. Va veni un moment când închinarea nu va fi în duh și în adevăr, cum îi spunea Domnul femeii din Samaria, din capitolul 4 din Ioan, ci va fi o închinare directă, față către față. Ne vom închina față către față cu Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu. Ca să aibă loc lucrul acesta, trebuie să încep de pe acum. Să mă închin în duh și în adevăr, ca să pot participa la această mare întâlnire. Să nu lipsiți. Este minunat momentul acela. Domnule Viorel Dascălu, domnule Eugen Profir, sunt foarte bucuros că v-am avut în această emisiune ca oaspeți. Ați adus informații foarte plăcute și cu siguranță ați dat o direcție pozitivă, sănătoasă acestei discuții. Domnule Florin Rașcu, mă bucur că am colaborat la această emisiune și cu bucurie pe viitor. Mare drag. Aș vrea să mă adresez și dumneavoastră, stimați spectatori, să vă adresez un cuvânt de mulțumire. Mă bucur că am fost împreună la această emisiune și nu uitați, astăzi este timpul lui Dumnezeu. Astăzi, dacă auziți glasul Domnului, nu vă împietriți inima, spune Dumnezeu. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune, pentru că ați fost alături de noi. Până data viitoare, vă spunem la revedere!